Prea mărit și binecuvântat să fie Domnul. Frații mei, dimineața aceasta, pentru noi toți, atât pentru mine, cât și pentru dumneavoastră, am citit pilda aceasta rostită de Domnul Iisus, pildă pe care cercetătorii Scripturilor au mai numit-o pilda polilor. Pilda aceasta a fost rostită pe când Domnul Iisus se găsea în timpul celei din urmă din călătoriile sale către Ierusalim, ajunsese la Ierihon. Acolo știm că a intrat în casa lui Zacheu și lucrul acesta i-a făcut pe mulți din cei ce îl însoțeau în călătorie, dar nu și pe ucenicii lui, să cârtească, să murmure și să spună: iată că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Mântuitorul Iisus, în această împrejurare, a ales să le spună ascultătorilor acestora o pildă, pentru că oamenii aceștia credeau că se apropie cu pași repezi inaugurarea Împărăției lui Dumnezeu în mod vizibil pe pământ. Versetul 11 pe care noi l-am citit la început spunea: pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că Împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Rostirea acestei pilde a fost motivată de dorința Domnului Iisus de a mai corecta ceva din gândirea semenilor noștri. În ultima vreme, popularitatea Domnului Iisus a fost mereu în creștere, cu toată opoziția pe care o ridicau fariseii, cărturarii și preoții cei mai de seamă din popor. Dar în rândul poporului, în rândul oamenilor simpli, popularitatea Domnului Iisus era în creștere și ei aveau o așteptare. Așteptau ca să inaugureze Dumnezeu Împărăția Lui și pe Israel să îl izbăvească. Și acum, pentru că Domnul se îndrepta către Ierusalim, mulți din popor credeau că inaugurarea vizibilă a acestei Împărăției Lui Dumnezeu era o chestiune de zile. Însă Domnul Iisus, prin pilda aceasta, a lăsat de înțeles că mai înainte de inaugurarea vizibilă a Împărăției sale pe pământ, avea să aibă loc o plecare într-o țară îndepărtată, o anumită ceremonie de investire cu autoritate peste o împărăție, apoi va avea loc o întoarcere și o judecată și o răsplătire. Nu știu însă câți dintre oamenii de atunci au reușit să înțeleagă toate aceste adevăruri, dar mă rog ca Duhului Dumnezeu să ne ajute ca noi să înțelegem. Și înțelegând, să punem la inimă. Mulți cercetători de Scripturilor și mulți predicatori socot că pilda aceasta este una și aceeași pildă cu pilda talanților, pe care Evanghelistul Matei a inclus în capitolul 25 al Evangheliei sale. În opinia mea, după ce am citit cu atenție cele două pilde, am ajuns la concluzia că ele sunt pilde diferite, sunt două pilde distincte, chiar dacă între ele sunt foarte multe asemănări și multe expresii comune, fraze comune. Aș vrea să vă spun, pilda aceasta a fost rostită în Ierihon, pe când pilda cealaltă, pilda talanților, a fost rostită, probabil, în Ierusalim, în săptămâna numită, mai târziu, săptămâna patimilor. În pilda talanților se vorbește despre un stăpân care a avut trei robi, doar trei. Pe aceia trei i-a chemat și le-a împărțit avuția sa. Stăpânul despre care vorbește Iisus în pilda polilor, pe care noi am citit-o, este un stăpân care avea mai mulți robi. Pentru că din robii pe care avea, el a chemat doar pe 10 din ei. Ce s-a întâmplat cu ceilalți nu mi se spune, dar dintre robii lui a ales doar 10. Și sigur că ar putea să existe și alte detalii care să arate că avem de-a face cu două pilde distincte.
Dar nu o să intru acum în prea multe detalii, poate pe parcursul mesajului meu o să mai amintesc și alte detalii la locul potrivit. Aș vrea să mai spun însă faptul că Domnul Iisus, atunci când a pornit în prezentarea acestei pilde, a pornit de la un eveniment real, un eveniment istoric, pe care unii dintre ascultătorii lui de atunci, oameni adulți, oameni în toată firia, probabil că și-l mai aminteau. Dar la trecută, când am abordat pilda aceasta, mi-aduc aminte că despre aceste lucruri am mai spus câte ceva. Pentru cei care erați atunci, vreau doar să le reamintesc, iar celor care nu erau atunci cu noi, vreau să le ajut înțelegerea, menționând despre ce eveniment era vorba. Cu 4 ani, sau în anul 4, mai bine zis, înainte de naștere de Domnul Iisus Hristos, peste Țara Sfântă domnea împăratul Irod cel Mare. Ăsta nu era din poporul evreu. Iudeii nu-l iubeau, dar omul acesta s-a străduit să le intre pe plac și a investit foarte mult, construind în diferite locuri în Țara Sfântă, garnizoane, cetăți. Din punct de vedere administrativ, se pare că a fost un om capabil, dar iudeii nu l-au iubit niciodată. Pe cum a înaintat cu vârsta, el a simțit tot mai mult că iudeii nu-l iubesc și atunci când nu ești iubit, dacă nu ești înțelept, ai tendința să răspunzi cu aceeași monedă. Irod acesta, Irod cel Mare, a fost cel care a comandat masacrarea copiilor din jurul Betleemului. La moartea lui, a hotărât împărăția lui să o împartă între 4 dintre copiii lui. Atâta îi mai rămăsese. A avut mai mulți, dar și din copiii lui a mai redus. Când a murit, avea încă 4 copii și între aceștia 4 au hotărât să-și împartă împărăția și pe fiecare să-l pună domnitor sau împărat peste câte una din cele 4 părți. În locul lui, peste Iudeia, la Ierusalim, ar fi vrut să-l pună pe Arhelab. Însă, el avea nevoie pentru aceasta și de autorizarea sau avizarea Romei. Cezar August trebuia să-și dea și el consimțământul, pentru că în Țara Sfântă, acum nu iudeii hotărau, ci până la urmă hotărau romanii. Ca să poată intra în posesia moștenirii sale, Arhelau acesta a ales să facă o călătorie la Roma. Și pentru că probabil din Vechiul Testament știa doar versetul acela din Proverbe 18:16, care spune că darurile îți fac trecere înaintea oamenilor și deschid ușile, probabil că el a plecat spre Roma încărcat de daruri. Să-l convingă pe cezarul roman să îi dea voie să fie împărat peste provincia Iudeia, cu capitala la Ierusalim. Însă s-a întâmplat că iudeii, auzind de această dorință a lui Arhelau, ei n-au vrut să-l aibă ca împărat, pentru că se gândeau că aștia nu sare departe de trunchi. Și dacă Irod cel Mare a fost atât de crud în ultimii ani de viață, iudeii bănuiau că și acest Arhelau, fiul lui Irod, va păși pe urmele tatălui său și va aduce multă suferință în popor. Aveau și un exemplu în privința aceasta, pentru că istoria ne spune că într-o anumită împrejurare, pe când încă nu era împărat, el a poruncit soldaților lui acest Arhelau și soldații lui au curmat viețile a aproximativ 3.000 de evrei. Vărsare de sânge multă. Asta dovedea că viața unui om simplu pentru el însemna o nimica toată. Și acum, pe când Arhelau acesta a plecat încărcat de daruri spre Roma să-l convingă pe împăratul roman să îi dea voie să împărățească, iudeii au hotărât să trimită și ei la Roma o delegație. 50 de iudei, oameni mai de seamă, au plecat și ei cu daruri spre Roma și aveau de gând să-l roage pe cezarul roman să nu-l pună peste ei pe acest Arhelau. Cererea lor a fost întărită sau sprijinită, dacă vreți, de încă un grup de vreo 8.000 de iudei care locuiau în țară, în cetatea eternă, adică la Roma.
Cezar August a fost pus oarecum în dilemă, pentru că, pe de o parte, îi prindeau bine și darurile lui Arhelau, și, pe de o parte, trebuia să asculte și doleanțele acestor oameni veniți din îndepărtata Iudeii. Până la urmă, pentru că era și un politician abil, a făcut în felul următor. I-a luat răspia darurile și a spus, te duci înapoi. Te voi pune să ai autoritate peste Iudeia, dar încă nu-ți voi da titlul de împărat. Te voi numi doar tetrar. Și dacă voi vedea că în anii următori tu vei fi un conducător, un lider, un politician destoinic, la urmă îți voi da și titlul de împărat. Și a luat banii, a luat darurile și pe de altă parte el a fost justificat și față de iudei, că le-a putut spune, măi, nu l-am pus împărat peste voi, doar tetrar. Spuneam data trecută că politica nu s-a născut nici ieri, nici alaltă ieri, a fost întotdeauna și așa a fost, cum o vedeți. În aceste împrejurări, Domnul Iisus știa că ascultătorii Lui cunosc o parte din aceste detalii. Și când Domnul și-a început pilda și a spus, un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată să-și ia o împărăție, o bună parte din ascultătorii Lui probabil că s-au gândit că sună cumva familiar. Și atunci când au auzit că în urma acestui om de neam mare care a plecat să-și ia împărăția dintr-o țară îndepărtată, s-au dus și o delegație, cetățenii lui, să spună că nu-l vor pe acest om să împărățească peste ei, deja mulți din ascultătorii lui cam știau despre cine și despre ce este vorba, chiar dacă Domnul Iisus nu a dat nici nume și nici ani. Dar oamenii aceia s-au prins. Vă aduceți aminte într-o altă împrejurare când Domnul Iisus a spus o pildă despre vieri, farisei care l-au auzit, deși Domnul n-a spus despre voi vorbesc. Ei când au auzit cuvintele Domnului Iisus au priceput că vorbește despre ei. Iată și aici Domnul Iisus se folosește de un eveniment care a avut loc. Numai că el avea în vedere și un eveniment sau un șir de evenimente care urmau să aibă loc. Pentru că, negreșit, acest om de neam mare îl reprezintă într-un anume fel pe Domnul Iisus. El este Fiul lui Dumnezeu și în privința aceasta, chiar dacă omenește vorbind, el a crescut într-o cetate neînsemnată, într-o familie cu nu foarte multă vază, pentru că vaza era determinată sau influențată de bogății, de stare materială. Cu toate acestea, El era Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, binecuvântat să fie numele Lui. El vorbește aici despre o plecare într-o țară îndepărtată, pentru că El știa că peste câteva zile, după rostirea acestei pilde, bătrânii poporului iudeu, preoții cei mai de seamă, cărturarii, fariseii, saducheii, vor face un fel de alianță împotriva Lui și îl vor aresta, îl vor judeca pe nedrept, îl vor condamna, îl vor pune pe cruce prin mâinile romanilor și apoi va fi așezat într-un mormânt. Dar Domnul Iisus știa că, dincolo de toate aceste evenimente care stau foarte aproape în fața Lui, El avea să plece. Și țara aceea îndepărtată, eu cred că era cerul pe care trebuia să-L primească, cerul care trebuia să-L primească până la vremea reașezării din nou a tuturor lucrurilor, cum spune Apostolul Petru în predica sa din Fapte, capitolul 3. Mai cred că despre el este vorba, pentru că, iată, se vorbește aici despre faptul că oamenii din cetatea aceea nu-l voiau ca împărat și au trimis să spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Și de când a plecat Domnul Iisus din lumea aceasta până astăzi, generație după generație, oamenii, pământenii, au ținut mereu să exprime această nemulțumire a lor și această răzvrătire a lor față de Cel care va să fie ca împărat și a cărui nume este binecuvântat în veci. Amen. În fiecare generație de oameni, să știți, oamenii au spus că n-ar vrea ca Dumnezeu, că n-ar vrea ca Domnul Iisus să domnească peste ei. Am venit de multe ori la aspectele acestea, noi spunem mereu că trăim niște vremuri grele, că în ziua de astăzi este greu să fii creștin.
Am cercetat puțin istoria creștinismului atât cât am avut ocazia. Și aș vrea să vă spun că vremuri grele pentru creștini au fost întotdeauna. Au fost grele vremurile pentru creștini chiar și atunci când romanii se uitau îngăduitori spre ei. Pentru că atunci îi prigoneau autoritățile iudaice. Primele prigoane împotriva creștinilor, a copiilor lui Dumnezeu. A celor care vedeau în Iisus pe împăratul care va să vie. Primele prigoane împotriva lor, să știți că au fost dezlănțuite de autoritățile religioase din Israel. La început, romanii i-au privit pe creștini ca pe o sectă desprinsă din sânul iudaismului și au spus, e o problemă de religie, de interpretare acolo între voi. Însă după aceea au urmat vremuri în care împărații romani s-au pronunțat deschis împotriva creștinismului și au vrut cu orice preț să-l șteargă de pe fața pământului. Au avut creștinii de-a lungul vremurilor, creștinii sinceri mă refer, împotrivitori chiar dintre cei care spuneau că și ei sunt creștini și nu erau. Și n-aș vrea să vă vorbesc despre Inchiziție și despre toate victimele pe care le-a făcut Inchiziția. N-aș vrea să vă vorbesc despre victimele făcute în rândul creștinilor de către regimurile totalitariste, comuniștii și, de vreme încoace, și capitaliștii. În fiecare generație, să știți, s-au ridicat împotrivă pământenii și au spus, n-am vrea ca Iisus să domnească peste noi. Însă, cu toate acestea, Domnul Iisus vorbește aici despre o revenire. Chiar dacă cetățenii aceia pe care El îi menționează în pilda Lui au spus, n-am vrea, lucrul acela s-a întâmplat și aș vrea să spun și să vă întăresc în credință. Dacă toate națiunile Pământului, dacă toate armatele ar lupta împotrivă, ei nu vor putea niciodată să împiedice desfășurarea planului Lui Dumnezeu. Și acela care s-a dus ca să-și primească împărăția va veni ca împărat și va domni în veci de veci, slăvit și binecuvântat să fie El. De aceea, să nu vă temeți. E adevărat, frate Iosif, câteodată și eu mă gândesc la lucrurile acestea. Și mă gândeam odată și ziceam, oare de ce ne urăsc așa de tare autoritățile? Că noi creștini care încercăm să-i placem lui Dumnezeu, noi am fi cei mai cuminți creștini, cei mai cuminți cetățeni pe care ei ar putea să-i guverneze vreodată. Dar cu toate acestea ne urăsc, pentru că îl urăsc pe El, pe stăpânul nostru, pe împăratul nostru. Numele Lui să fie binecuvântat. Aș vrea în dimineața aceasta să zugrăvesc înaintea dumneavoastră trei tablouri din această pildă. Primul tablou este tabloul în care stăpânul acela și-a chemat 10 din robi și le-a dat 10 poli. N-am cercetat să văd cam ce valoare ar avea un pol, echivalența au raportat la moneta din ziua de astăzi. Oricum, polul ca valoare era mai mic decât talentul despre care se vorbea în pilda talanților. Și dacă a chemat 10 slujitori, 10 robi, și ăstora le-a dat 10 poli, eu înțeleg că i-a dat fiecăruia câte unul. Că matematica n-a fost punctul meu forte la școală, dar totuși știu că dacă la unul dintre ei ar fi dat 2 poli, unul dintre ei ar fi rămas fără. Dar Domnul ne spune că stăpânul acesta, la cei 10, le-a dat 10 poli. Și aș pune întrebarea, oare de ce le-a dat 10 poli? Oare de ce le-a dat banii acestor robei săi? Cineva ar putea să spună, frate Iosif le-a dat pentru ca să-i pună în negoț. Răspunsul ăsta, să știți că este destul de corect, dar nu este complet. Eu cred că avea un alt motiv pentru care le-a dat acești 10 poli și vom vedea la momentul potrivit de ce le-a dat banii aceștia. Stăpânul acesta le-a spus robilor să eu voi pleca într-o țară depărtată. Am de primit o împărăție, mă voi întoarce. Însă nu le-a spus când se va întoarce. Ce le-a spus este ca ei să pună banii aceștia în negoț. Cuvântul negoț pentru cei mai mulți dintre tineri nu spune mare lucru. Dacă i-aș întreba ce înțelegeți prin cuvântul negoț, s-ar putea să am câte întrebări, atâtea răspunsuri diferite. Dar nu spun cu dispreț. Pentru că de multe ori și printre noi, cei care am depășit o anumită vârstă, se întâlnesc cu oameni care au dificultăți cu înțelegerea cuvintelor
a regionalismelor și arhaismelor din limba română. Negoț, am putea să spunem că e un fel de comerț sau un fel de investiție, să lucreze cu banii aceia. Le-a dat la fiecare câte unul și le-a spus, folosiți investiții și voi vedea la întoarcere cât ați câștigat cu ei. Și stăpânul acesta a plecat. Tabloul al doilea este un tablou pe care ar trebui să-l deducem, el nu ne este descris. Domnul Iisus sare peste el, dar totuși ne oferă suficiente elemente ca să-l reconstituim în imaginația noastră. După plecarea lui, robii aceștia au trebuit să folosească banii primiți de la stăpân în folosul sau în interesul stăpânului lor. Și aș vrea să remarcați un lucru împreună cu mine. Dacă cetățenii din cetatea aceea nu-l iubeau pe stăpânul lor și au trimis să se spună limpede, negru pe alb, nu vrem ca omul acesta să stăpânească peste noi, aș vrea să vă spun că nici pe robii lui, cetățenii din cetate, nu-i priveau cu mai multă simpatie. În Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 25, Domnul și-a avertizat ucenicii și le-a spus, dacă pe mine ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Am vrut să accentuez faptul că robii aceștia au primit banii de la stăpân și au trebuit să lucreze cu ei, dar într-o atmosferă de ostilitate, de împotrivire, de răceală, de distanțare, dacă vreți. Pentru că acei cetățeni din cetatea respectivă s-au uitat la robii lui și știau că ei sunt robii celui care va fi împărat peste ei. Oamenii aceștia s-au apucat de treabă. Aș vrea să vă spun că adevăratul caracter al unui om se vede atunci când nu are niciun șef care să-l împingă de la spate. Când mergi la serviciu și șeful în spatele tău, te străduiești din răzputeri să creezi o impresie bună. Ajungi de vreme, îți pregătești lucrurile, când a sunat ora de început, ai și început și faci tot ce poți să dai un randament ca să-i arăți șefului tău că ești mai bun, că ești mai harnic, ești mai conștiincios decât toți ceilalți, că nu a greșit acordându-ți încredere, angajându-te, așezându-te în poziția aceea, dându-ți salariul pe care ți-l dă. Însă, dacă șeful lui de față se pune întrebarea mai încet, la ora 7, la cât ar trebui să începi? Pauza de masă pe care o ai de 30 de minute rămâne de 30 de minute sau se întinde pe o oră și jumătate? Iar la plecare, ca să compensezi faptul că ai venit mai târziu, poate vrei să pleci mai repede, că șeful lui de față. Atunci când nu-i nimeni în spatele tău să te supravegheze, atunci îți iese în evidență caracterul. Ce fel de om ești, iar în plan spiritual, ce fel de creștin ești. Mă uit la unul acesta care, atunci când a venit stăpânul, a fost chemat cel din tâi și robul acesta a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. Știți ce văd eu la omul ăsta? Văd preocuparea de a aduce profit, de a câștiga ceva pentru stăpânul său. Mi-l imaginez după plecarea stăpânului său că a intrat în acțiune, gata să facă ceea ce i-a spus stăpânul său să facă. Omul acesta, măcar că a avut împrejurări nepotrivite, neprielnice, nefavorabile, omul acesta și-a spus în inima lui, toate acestea sunt oportunități prin care eu pot dovedi că îmi iubesc stăpânul, că îl prețuiesc, că sunt interesat să fac ceva pentru el. A fost și altul, iată, care a venit și a spus, Doamne, eu știu că ești un stăpân aspru, ți-am umbelit polul într-un ștergar, l-am pus în pământ, exact ăsta mi l-ai dat, exact ăsta ți-l dau înapoi. Ești aspru, condițiile sunt grele. Oamenii aceia care îl iubesc pe stăpân, să știți că intră la lucru imediat și nu pierd nicio ocazie de a face ceva pentru el.
Oamenii care nu-L iubesc pe stăpânul caută mereu scuze. De ce n-au făcut asta? De ce n-au făcut cealaltă? Poate și dacă încep cu întârziere, nu astăzi, nu mâine, că stăpânul e plecat într-o țară, e depărtată țara aceea. Până vine El înapoi, o să am toată vremea să lucrez cu banul ăsta pe care mi l-a dat. Sau poate că, zic așa cum zicea leneșul din Proverbele lui Solomon. Leneșul din Proverbele lui Solomon zicea, pe uliță este un leu. Nu e înțelept să ies pe afară, dă leul peste mine și mă mănâncă. Mai bine stau înăuntru. Și de frica leilor de afară, dați-mi voie să vă spun că există o mulțime de creștini care nu fac nimic. De frica leilor de afară. Numai că leii de afară, mulți dintre ei sunt în imaginație. Eu în cei 10 slujitori ai stăpânului am văzut 3 categorii. O primă categorie vor fi fost aceia care s-au străduit să lucreze pentru stăpânul lor și au adus câștig. O altă extremă, extrema în parte opusă, a reprezentat-o robul acela care a îngropat banul și când a venit stăpânul, i-l-a dat exact acela înapoi. Dar între două extreme, întotdeauna mai există și altceva. Dacă doi au adus câștig și unul n-a adus nimic, înseamnă că între cele două extreme vor fi fost poate vreo 7 care au făcut și ceva, ca să nu se poată spune că n-au făcut nimic. Și dați-mi voie să vă spun, în opinia mea, cred că cei mai mulți din creștinii vremurilor noastre se încadrează în această a treia categorie. Care dacă au primit un bol, se vor mulțumi să aducă stăpânului încă unul și vor spune să fie mulțumit cu atât. I-a mai dus încă unul. Însă ar trebui, și Domnul ne vrea, să fim ca primii doi. Știți ce-mi place la aceștia? Pe lângă faptul că au trecut la inițiativă, că au avut inițiativa imediat, pe lângă faptul că au fost interesați să aducă profit și câștig stăpânului lor, mai apreciez ceva la ei. O modestie deosebită. Primul a primit un pol și a venit când a fost chemat și a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. De parte el, în povestea asta, n-a făcut nimic, doar stat pe geam, s-a uitat, polul a plecat, polul a venit, polul a adus câștig. El nu este menționat cu nimic în toată afirmația aceasta, ca și când n-ar fi avut niciun amestec. Îmi plac oamenii aceia smeriți, care, chiar și atunci când Dumnezeu face lucrări minunate, deosebite, și încă mai face Dumnezeu asemenea lucrări, poate prin mâinile lor, ei stau deoparte și au grijă ca toată slava să o dea lui Dumnezeu și să nu-și atribuie pentru ei nimica. Așa a fost și cel din tâi, așa a fost și cel de-al doilea. Amândoi parcă s-au înțeles, pentru că unul a zis, polul tău a adus 10 poli, iar celălalt a zis, polul tău a mai adus 5 poli. Oamenii ăștia nu și-au asumat niciun merit în câștigul mare pe care l-au adus stăpânului lor. Am reconstituit foarte pe scurt tabloul acesta al vremii când stăpânul era departe și când ei, robii aceștia care au primit poli de la stăpân, au putut să facă ceea ce i-a îndemnat inima lor sau caracterul lor. Cel de-al treilea tablou este tabloul întoarcerii stăpânului. Stăpânul acesta, în ciuda opoziției, primise împărăția. El s-a întors și versetul 15 spune limpede, când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Foarte interesant, atunci când s-a întors, el a fost preocupat să vadă câștigul adus de robii lui. Cu oamenii aceștia a vrut să stea de vorbă. Și asta se explică bine prin ceea ce a spus Apostolul Petru când a scris în 1 Petru, capitolul 4, versetul 17, că suntem în vremea în care judecata, sau în clipă, că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, continuă Petru,
Care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Frații mei, la întoarcerea Domnului Iisus, după ce și-a primit împărăția și vine, să știți că va sta de vorbă cu noi și ne va întreba, pentru că noi suntem robii Lui care am primit de un bol. Noi suntem robii aceia cărora le-a arătat încredere deosebită, alegându-i dintre ceilalți. Încă o dată vă reamintesc, El a avut mai mulți, dar nici mulți, El a chemat pe 10 și la ăștia 10 le-a dat colii. Nouă Dumnezeu ne-a încredințat mult. Mesajul Evangheliei este cea mai mare bogăție din lume și ne-a fost pusă la îndemână, la dispoziția mea, la dispoziția dumitale. Și poate că de multe ori spunem, Doamne, eu nu pot, nu sunt înzestrat să vorbesc, eu nu pot să cânt vreo cântare, eu nu pot să fac asta, nu pot să fac cealaltă. Există însă lucruri pe care le poți face pentru Dumnezeu și pentru ca lucrarea Lui să propășească. Pe robul acela care i-a dus banul înapoi, stăpânul a întrebat, nu puteai măcar să dai banul acesta la zărafi? Și la venirea mea voi fi luat înapoi cu dobândă ceea ce era al meu? Am căutat în dicționar să văd adevărata semnificație a cuvântului zărafi. Cuvântul acesta în limba română a intrat, se pare, venind dintr-o sursă turcă, este un cuvânt turc la origine, și cuvântul acesta a avut trei semnificații de bază. Prima dintre ele a fost cămătar. Adică om care dă bani cu împrumutul pentru ca la termen să-i primească înapoi de la datornicul său cu un anume profit. Cuvântul acesta mai definea și o persoană care lucra la schimburi de bani, la schimb valutar. Și în al treilea rând, cuvântul acesta mai însemna și un om care era angajat al trezoreriei. În pilda aceasta este vorba despre primul înțeles. Robul acesta ar fi putut să pună măcar banul acesta în mâna altora care puteau ei să lucreze cu banul și să aducă un câștig stăpânului său. Dar stăpânul său, când l-a confruntat pe robul acesta, a scos în evidență faptul că nici măcar ceea ce el putea să facă, nu a făcut. Dacă n-a putut să aducă 10 boi cât a adus cel din tâi, dacă n-a putut să aducă 5 boi cât a adus cel de-al doilea, dacă n-a putut să aducă nici măcar cât a adus ceilalți din clasa intermediară, dar putea totuși să facă lucrul acesta și nici măcar pe acesta nu l-a făcut. Vreau să vă spun că ne va întreba Domnul pe noi în ziua aceea când vom sta în fața Lui. Ce am făcut cu oportunitățile pe care le-a așezat în fața noastră? Poate ai avut un coleg de serviciu cu care te-ai înțeles bine și ai vorbit despre tot ce ai vrut cu colegul acela. Te-a întrebat despre țara în care te-ai născut, te-a întrebat despre condițiile de viață de acolo, te-a întrebat despre vreme, te-a întrebat despre una, despre alta. Ai vorbit cu el despre politică, ai vorbit cu el despre ultimele meciuri din turneul final din Rusia. Și nu i-ai spus în 5 ani sau 10 ani de când lucrez cu El un cuvânt despre Iisus. Și te va întreba stăpânul. Eu nu știu ce vei explica, ce vei spune. Nu-i treaba mea. În dimineața aceasta, treaba mea este să vă aduc aminte că dacă am primit câte un bol, avem datoria să lucrăm pentru El, cu El, pentru stăpânul nostru, pentru împăratul nostru. Doamne, ajută-ne la aceasta. După ce robii aceștia au dat raportul fiecare cât a câștigat cu banul, s-a mai întâmplat un lucru, cel mai surprinzător lucru care se putea întâmpla. Domnul a spus celor care erau lângă el, la ăsta care a adus 10 boli, dați-i cârmuirea a 10 cetăți. Cu privire la al doilea care a adus doar 5 boli, a spus, ăstuia dați-i cârmuirea a 5 cetăți. Și acum vin din nou cu întrebarea pe care am pus-o mai înainte. De ce le-a dat banii stăpânul acesta? De ce le-a dat banii? Pentru că, dați-mi voie să vă spun, toată povestea aceasta a fost un test pentru ei. Un test al credincioșiei lor. Stăpânul știa că va veni, că va avea o împărăție, și că va avea nevoie de oameni de nădejde.
Nu cred că el le-a dat banii pentru profitul pe care urmau ei să-l obțină în favoarea lui. Când ai o împărăție întreagă, ce contează 10 poli, 5 poli, 2 poli? Nu contează. Dar contează credincioșia pe care ai dat, ai scos-o în evidență, ai dovedit-o lucrând cu banii pe care ți-a dat stăpânul. Mă îndreptățește să cred asta făgăduința Domnului Iisus, care a spus că și noi vom căpăta. Robii ăștia n-au știut, au lucrat cu banii și s-au bucurat să-i aducă un câștig stăpânului său. O vorbă nu le-a spus despre răsplătirea pe care o vor căpăta. Dar nouă Domnul Iisus a avut bunăvoința să ne descopere. Pentru că dacă noi dovedim credincioșie în lucrurile mici, vom fi puși peste lucrurile mari. Dacă ne vom dovedi credincioși în locul acela, poate socotit neînsemnat în care El ne-a așezat, va veni o vreme când Dumnezeu ne va pune, când Domnul Iisus ne va pune peste lucruri pe care nici nu ni le-am imaginat. Imaginați-vă dumneavoastră ce schimbare radicală în viața celui dintâi dintre robi. A fost rob până la întoarcerea stăpânului său. Și de acum primește cârmuirea a 10 cetăți. Asta da avansare. Ca Iosif odinioară în Egipt, din temniță dimineața, al doilea om în împărăție seara. Dar Dumnezeu, să știți că face lucruri de felul acesta, măriți să fie numele Lui. Amen. Totul continuă cu judecarea celor care s-au pronunțat împotriva împăratului. Pe oamenii aceștia care au venit și au spus, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi, robii lui i-au luat și i-au tăiat în bucăți înaintea lui. Și dați-mi voie să precizez, aceasta va fi soarta finală a tuturor celor ce s-au ridicat de-a lungul vremurilor împotriva Domniei lui Iisus. Și știți ce mă doare cel mai tare? Mă doare faptul că știu că pe lângă aceștia vor ajunge acolo, în aceeași soartă, o grămadă de oameni care au venit în adunări. O grămadă de oameni care au auzit mesajul Evangheliei și n-au spus, nu-L vrem pe Iisus. Dar nici n-au intrat în legământ cu El. N-au vrut să devină robii celui care avea să devină împărat. Mă gândesc la atâția tineri care sunt la o vârstă la care ar trebui să iau decizie pentru împăratul. Este vremea aceasta, o vreme extraordinară pentru noi. O oportunitate extraordinară în dreptul fiecăruia dintre noi. Să ne arătăm ori într-o tabără, ori în cealaltă. Ori în tabăra celor care lucrează pentru Iisus și se consideră robii Lui. Ori în tabăra celor care stau nepăsători. Și în tabăra aceasta, a celor care stau nepăsători și care vor fi judecați, să știți că nu sunt numai cei care defilează colorați în toate culorile pe bulevardele în orașele Canadei. Printre ei sau lângă ei, acolo în focul, de focul acela veșnic, vor fi mulți care vor fi frecventat bisericile. Și lucrul ăsta mă doare teribil când mă gândesc că nu pot să vă convin să intrați toți în legământ cât mai degrabă. Ar trebui să nu pierdem nicio clipă, nicio zi, niciun ceas din viața noastră. Ar trebui să declarăm pe Iisus Împăratul nostru și Domnul nostru și cu ceea ce El ne dă să lucrăm pentru slava Lui și pentru gloria Lui. Dar biserica asta nepăsătoare în vremea aceasta. Să știți că pilda aceasta este lecție pentru noi. Ai ascultat în dimineața aceasta câteva lucruri din Sfânta Scriptură. Eu le-am exprimat așa cum le-am înțeles eu. Dar cred că sunt potrivite cu adevărul Scripturilor. Ce vei face cu aceste lucruri depinde de dumneata care mi-a ascultat. Vei pleca din locul acesta. Te vei duce să mănânci acasă sau la un restaurant. Te vei întâlni cu prieteni, vezi la masa împreună. Și poate vor veni păsările acelea despre care vorbea Iisus și vor culege aceste adevăruri din cugetul, din mintea, din inima ta. Ce vei face cu aceste lucruri? Dacă stai nepăsător, indiferent, te găsești în poziția robului aceluia care a venit la urmă cu un singur pol și care a rămas și fără el. V-aș chema pe toți în vremea aceasta să punem în rânduială ceea ce mai rămas de rânduit. Să lucrăm ceea ce mai este de lucrat.
să facem tot ce ține de noi, să folosim toate oportunitățile. Mă uit la mine și cu lucrul acesta vreau să închei. Am ajuns prin îndurarea lui Dumnezeu la vârsta de 53 de ani, erați de 35, bine ar fi. 53 de ani. Și v-am mai spus-o și în alte împrejurări. Mă uit în urmă și mă îngrozesc că peste cei mai mulți din aceștia 53 de ani, o mână divină ar putea să scrie în zadar, în zadar, în zadar. Nu știu câți vor fi din aceia în care s-ar vedea oare ce rol. Nu știu câți mi-au mai rămas, dar nu aș vrea să stau nepăsător. Tu care mă asculți în dimineața aceasta, tu poți să stai nepăsător? Poți să te pui diseară cu capul pe pernă, să o potii că ai făcut pentru Domnul tot ceea ce puteai să faci? Doamne, dă-ne înțelepciune în lumea aceasta la toți. Amin. Din spusele fratelui Iosif, cred că este vremea să luăm hotărâri noi. Domnul Iisus Hristos spunea în prima lui predică: pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Dacă acum aproape 2000 de ani a fost aproape, vă las pe dumneavoastră să calculați zilele, să vedeți că este mai aproape. Domnul să ne binecuvinteze cu inima înțeleaptă. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Vreau să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta, să mulțumim pentru binecuvântările Lui din dimineața aceasta, să mulțumim pentru cuvântul Lui, să mulțumim pentru harul care l-am avut să fim în casa de rugăciune. Și apoi, în a doua parte, să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu. Cred că nu este greșit să încredințăm și pe cumnatul fratelui Vasile Bejera, care va pleca, nu știu dacă de seară va mai fi cu noi, dar să-i încredințăm în brațul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i păzească, să-i ocrotească familia lor pe drum și acolo în România, să-i binecuvinteze, să le binecuvinteze familia și toate neamurile lor din România. Și să facă Dumnezeu să ne întâlnim cu toți în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Pentru aceste lucruri să ne rugăm Domnului.